Patru autospeciale de la pompieri și un echipaj SMURD au intervenit la fața locului în comuna Bascov din județul Argeș. Vâlvătaia a distrus locuința făcută în mare parte din lemn. În zona respectivă, casele sunt foarte apropiate, așa că vecinilor le-a fost teamă de o eventuală extindere a focului. Vă e teamă că se întinde? Până acolo, sper că nu, dar am băiat aici care mi-e frică. Ai aici? Uite, e de băiatul meu, care e casa acolo. A dat cu apă, ce-a făcut? Nu, deocamdată n-a dat nimeni. E vorba de vânt. Vă e teamă că se întinde la casa băiatului? E frică, dar nu e frică. La toată lumea asta nu mai e frică. Proprietarii erau în casă, dormeau și au fost treziți de vecinii care au strigat la ei, apoi au intrat în casă. Vă e teamă că s-ar extinde? E posibil să extindă? E posibil, pentru că dacă nu bate vântul cum bate acum spre stânga, dar bate spre dreapta, ar lua și aveți unii. Dar sunt oameni în casă? Nu? Sunt oameni acasă? Nu, au, probabil am înțeles că vecina bătrână a intrat aici la vecinul și cei doi mai în vârstă nu știu unde sunt plecați, că a fost anunțat unde la muncă. Intervenția pompierilor a fost extrem de dificilă, asta și pe fondul celor minus 14 grade de afară. Practic, apa s-a transformat în gheață pe costumele de intervenție ale acestora. Am intervenit cu patru autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. Incendiul se manifesta cu violență la etaj și mansarda locuinței, posibilități de propagare la întreaga casă. Intervenția dificilă și datorită temperaturilor meteo, care le vedeți, lucrăm în continuare pentru lichidarea incendiului. Toate bunurile familiei au ars. Oamenii au rămas acum sub cerul liber, deși aveau casa asigurată. Proprietarii cred că incendiul ar fi izbucnit de la un scurt circuit la o instalație de iluminat ornamental de sărbători pusă în balconul locuinței.